Care este succesul unei conversații? Noi vrem să conversăm permanent, dar lipsește ceva. Aveți idee care e succesul conversației? Succesul unei conversații este prezența întrebărilor. Și în momentul în care avem multe întrebări, în momentul în care avem curiozități, asta înseamnă că noi, clar și categoric, avem o conversație. Vă pun o întrebare. De ce eu? Care a fost răspunsul care ți l-a dat mintea în următoarea secundă? De ce eu? Ce ți-a spus mintea ta? Bun, haideți să vă spun de ce universul ne dă de fiecare dată încercări și ne pune această întrebare magică. De ce eu? Pentru că ești cel mai important personaj din viața ta. Adică tu contezi în primul rând și după aia putem vorbi despre ceilalți. Așa cum spun mulți, trebuie să te iubești întâi pe tine ca să poți să iubești pe ceilalți. Este foarte important să știi că deși părinții ți-au spus, prietenii ți-au spus, colegii ți-au spus, bunicii, familia, anturajul tău, ai grijă, nu te hazarda că nu o să reușești, vezi să nu te faci de rușine, vezi că poate nu este chiar atât de ușor, pregătește-te pentru asta. Important este să știi că tu poți și mai ales tu poți cel mai bine. Ceea ce puteți voi face este să îi ascultați pe toți, să luați ceea ce vi se potrivește, creierul vostru seara să meargă acasă și să înceapă să le proceseze așa informațiile și după aia să spuneți asta vreau. Chiar asta vreau. Atunci când ne dorim, atunci într-adevăr vom reuși. Până nu există o dorință internă, degeaba vin părinții să ne spună ce să facem, degeaba vin speakerii, degeaba vin cărțile, noi trebuie să ne dorim ceea ce ne-am propus să facem. Dacă atenția noastră va fi întotdeauna spre ghinioane, vom avea multe ghinioane. Dacă atenția noastră este îndreptată spre eșecuri, spre tristețe, spre sărăcie, spre neîmplinire, vom avea parte de asta. Așa că aveți grijă unde vă îndreptați atenția. Fiți acolo unde atenția voastră este întotdeauna pozitivă.